dori să începem așadar evenimentul nostru de prezentare acestei noi traduceri a Bibliei și înainte de a intra în prezentările noastre, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru că ați răspuns invitației noastre de a participa la această lansare a unei noi traduceri a Bibliei în limba română. Vă spun așadar tuturor un călduros bun venit și în mod special doresc să adresez un cuvânt de bun venit colegilor mei, editori din Londra și din Australia, pe care îi voi prezenta în câteva minute cu ceva mai multe detalii. Sperăm că acest timp pe care îl petrecem în seara aceasta să fie unul de relaxare și în același timp și de informare. Înainte de a face prezentările și de a vă spune cum va decurge evenimentul nostru, aș dori să ne apropiem de Sfânta Scriptură și să citim din Scriptură un text. Vom citi din noua traducere a Societății Biblice Trinitariene, pe care ați primit-o deja cu toții drept cadou atunci când ați intrat în sală. Textul biblic, textul nostru biblic este din Isaia, capitolul 55, îl găsiți la pagina 719, pagina 719. Să-mi iau și ochelarii de undeva. Isaia 55 și după ce voi citi acest text, am să mă rog lui Dumnezeu pentru evenimentul acesta și pentru noi fiecare. Aș dori să ne ridicăm în picioare, dacă nu aveți nimic de obiectat, ca să citim cuvântul lui Dumnezeu ridicat în picioare. Isaia 55 spune în felul următor: voi, toți cei însetați, veniți la ape și voi, care n-aveți bani, veniți, cumpărați și mâncați. Veniți, cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru ceea ce nu este pâine și câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă cu atenție și veți mânca ce este bun. Și sufletul vostru se va desfăta de belșug. Plecați urechea și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic și astfel îndurările mele față de David vor fi întărite. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, conducător și legiuitor al popoarelor. Iată, vei chema o națiune pe care nu o cunoști și un popor care nu te cunoaște, care nu te cunoștea, va alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul lui Israel, pentru că El te-a preamărit. Căutați pe Domnul cât timp se poate găsi, chemați-L cât timp este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nedrept de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din cerul și nu se mai întorc, ci udă pământul și îl fac să rodească și să înmugurească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face tot ce mi este plăcut și va împlini lucrurile pentru care l-am trimis. Căci veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace.
Munții și dealurile vor izbucni în cântări înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrul acesta va fi un nume pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor. Amin. Amin. Haideți să plecăm ființele noastre înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta și în seara aceasta dorim să recunoaștem că ești un Dumnezeu suveran. Ești un Dumnezeu care ai creat cerurile și pământul. Și ești un Dumnezeu care ne-ai creat și pe noi după chipul și asemănarea Ta. Îți mulțumim pentru că din veșnicii Tu ți-ai arătat față de noi dragostea Ta și la momentul potrivit în harul Tău Te-ai apropiat de noi prin cuvântul Tău. Ne-ai vorbit fiecăruia dintre noi. Ai vorbit minții și inimii noastre și ne-ai chemat prin cuvântul Tău să ne întoarcem la Tine. Îți mulțumim că ne-am întors la Tine și Te-am căutat și am avut harul acesta de a Te cunoaște prin Sfânta Scriptură. Și în seara aceasta stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru ocazia aceasta deosebită de a sta împreună la acest timp de părtășie și de a sta împreună pentru a medita la lucruri atât de frumoase despre cuvântul Tău. Îți mulțumim că avem cuvântul Tău pe care ni l-ai dat prin revelație divină. Ni l-ai dat, Doamne, ca să ne fie lumină pe calea credinței. Ni l-ai dat ca să ne învețe cum să trăim în ascultare de Tine. Ajută-ne pe fiecare din locul acesta să strângem acest cuvânt în viața noastră. Amin. Și să ne îndreptăm viața după învățăturile Lui. Binecuvintează discuțiile noastre, binecuvintează timpul nostru împreună și dorim ca tot ceea ce vrem să facem în seara aceasta, să facem pentru gloria numelui Tău și pentru ca cuvântul Tău să ajungă la cunoștința multor oameni. Binecuvintează acest proiect și fă să fie o binecuvântare pentru multă lume în țara aceasta, pentru că cerem aceste lucruri în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aș vrea să vi prezint pe cei care vor lua în seara aceasta cuvântul. Îl avem în mod deosebit cu noi și este o deosebită plăcere pe fratele Paul Rowland, reverendul Paul Rowland, care este secretarul general al Societății Biblice Trinitariene din Londra, sau în limba engleză, numele acestei societăți biblice este Trinitarian Bible Society. Eu sunt Dinu Moga, directorul editurii Făclia din Oradea și cel care am coordonat acest proiect de traducere și revizuire a Bibliei în limba română. Îl avem apoi, împreună cu noi, pe pastorul Ilie Martinovici. Dânsul este pastorul Bisericii Baptiste Cornerstone din New South Wales, din Australia, și este coordonatorul, sau a fost coordonatorul echipei editoriale din Australia. Această lansare va cuprinde 3 prezentări în seara aceasta și la sfârșitul acestor 3 prezentări vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Fratele Paul Rowland, reverendul Paul Rowland, ne va spune câteva lucruri despre istoricul societății biblice trinitariene din Anglia. Vreau să dau și aici pe ecran prezentarea. Eu voi face o scurtă o prezentare generală a modului în care a debutat acest proiect și cum s-a lucrat. Vă voi explica cum s-a lucrat la această Biblie. Iar pastorul Ilie Martinovici ne va explica și va face o analiză asupra unor aspecte specifice, încercând să exemplifice natura problemelor care au fost abordate pe parcursul acestui proiect. Sigur că nu vom putea intra în seara aceasta în prea multe detalii despre tot parcursul procesului de lucru la această traducere, dar sperăm să vă oferim
suficiente informații pentru a vă ajuta să vă faceți o idee despre felul cum au decurs lucrurile în timpul acestui proces. Dacă doriți să vă familiarizați mai bine cu anumite probleme specifice, atunci veți putea lua acest gen de informații din câteva broșuri pe care noi ca editură le-am publicat pentru a însoți această traducere. Urmează să publicăm încă vreo 7 broșuri, dar împreună cu noi astăzi avem aceste 3 broșuri. Una ați primit-o deja împreună cu Biblia, Domnul a dat cuvântul care vă oferă un studiu frumos despre istoricul textului biblic. Cealaltă este o broșură care ne explică ce ar trebui să știe creștinul de astăzi despre Noul Testament în greacă. Acum aș dori să îl invit în fața noastră pe fratele Paul Roland și să-i dau cuvântul ca să ne vorbească, să țină prima prezentare despre Societatea Biblică Trinitariană din Londra. I first of all must apologize for not being able to speak to you in your native tongue. În primul rând doresc să-mi cer scuze pentru că nu pot să vă vorbesc în limba română, în limba maternă. On behalf of the Society in London, may I give you a very warm welcome to this meeting. În numele Societății Biblice de la Londra, vă rog să-mi permiteți să vă salut pe toți. We hope that your time here will be not only of interest, but of spiritual profit. Și sper ca timpul pe care îl petrecem în seara aceasta aici să îl găsiți interesant, dar mai cu seamă să beneficiați de pe urma lui în multe feluri. And above all, to the glory of God. Mai presus de tot, aș dori ca timpul acesta pe care îl petrecem în această seară să fie pentru slava lui Dumnezeu. Amin. We are here first and foremost to give thanks to God for his word. În primul rând, suntem aici ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. And in speaking of the history of the society, I want to express to you something of the nature with which we regard the word of God. Și vorbindu-vă despre Societatea Biblică Trinitariană din Londra, aș dori să vă explic câteva lucruri care țin de modul în care privim noi lucrurile, natura lucrurilor pe care le luăm noi în considerare la organizația noastră. The society was formed in 1831. Societatea Biblică a fost fondată în anul 1831. We have therefore a very long history. Din cauza aceasta putem spune că istoria noastră este una destul de lungă. But we trace our history back before 1831. Însă viața societății noastre, istoria noastră trece dincolo de 1831 to the reformers of the 15th, 16th and 17th century. Și se leagă de viața reformatorilor din secolul 16. To the views and times of the Puritans. Apoi se leagă de viața și punctele de vedere pe care le-au avut puritanii din Anglia. And the great evangelical work in the 18th century. Și apoi de marea lucrare spirituală care s-a făcut în secolul 18 în Anglia. We place our history in the historic Protestant tradition. Contextul nostru istoric se leagă de mișcarea protestantă reformată din Anglia. We try to apply the principles of the reformers and their translations of the Word of God to today. Și când facem lucrări de traducere și revizuire a Bibliei, încercăm să aplicăm principiile de lucru pe care le-au avut reformatorii și puritanii după ei. Our desire is not to introduce anything of a novel nature. Dorința societății noastre nu este să introducă în societate ceva care se pare interesant și de dorit, but rather to place the historic principles of translating the word of God to the present time. Ci să aplice toate principiile care au stat la baza traducerii scripturilor în perioada reformei, să le aplice pentru vremurile noastre. As you will be hearing from my colleagues in the course of this meeting, și în decursul acestei întâlniri din această seară veți auzi spunându-se și de către noi ceilalți in the latter part of the 19th century there was a great change. Că
în partea a doua a secolului al XIX-lea s-au petrecut câteva schimbări majore. From the time of the Protestant Reformation up until the middle of the 19th century, din perioada reformei protestante până pe la mijlocul secolului al XIX-lea, there was a great consistency in Bible translation work. Lucrarea de traducere a Bibliei a cunoscut o perioadă extrem de consecventă. This consistency was not only in doctrine. Și consecvența aceasta n-a fost văzută doar în modul în care s-au abordat doctrinele, but also on the basis, the Hebrew and Greek text that were used for translation. Ci și în modul cum au fost folosite textele din limba ebraică și greacă la traducerea Scripturii. And also in the method of translation. În același timp, această consecvență s-a putut observa foarte bine și în procedeul de traducere. And so one can say that all the translations of the Word of God from the time of the Reformation and to the present fall into two camps. Și putem spune că traducerea Sfintelor Scripturi din perioada Reformei și până în ziua de astăzi s-a plasat în două tabere. Especially with regard to the New Testament. În mod deosebit, această separare s-a făcut cu privire la traducerea Noului Testament. The earlier period, that is from the time of the Reformation to the middle of the 19th century, all the translations were undertaken of the New Testament from the received text. Din perioada Reformei până la mijlocul secolului al XIX-lea, toate traducerile Noului Testament s-au făcut pe baza textului grecesc cunoscut cu numele de Textus Receptus. And that is a family of texts that were acknowledged to be the preserved copies of the Word of God down through the centuries. Textus Receptus reprezintă o familie de texte grecești care au fost considerate considered to be the preserved, care au fost considerate a fi textul care a fost păstrat în mod providențial de Dumnezeu. Then after the middle of the 19th century or towards the latter part of the 19th century there was a great change. După cea de-a doua perioadă, după jumătatea secolului al XIX-lea, înspre perioada noastră s-au petrecut niște schimbări majore în privința folosirii textului în limba greacă pentru Noul Testament. There was the introduction of a new form of the Greek text. Pentru că ni s-a adus în față, ni s-a prezentat o nouă formă a textului grecesc pentru Noul Testament. It was an old form. Forma aceasta era una mai veche, but it had not been in constant usage in the church since the 4th century. Dar a fost un text grecesc care nu prea a fost folosit în mod constant de către biserică la traducerea Scripturilor, începând cu secolul 4 până în prezent. And then again, the translation philosophy changed at the same time. În același timp, s-au petrecut schimbări în filozofiile care au stat la baza traducerilor, în principiile de lucru care au însoțit orice traducere a Bibliei. It changed from being of a more literal, formal nature to being more free and flowery. Traducerile Scripturilor după secolul al XIX au început să devină mai libere, mai înflorite, mai dinamice. Pe când înainte de secolul al XIX-lea, traducerile pe Scriptură, pe Noul Testament, erau mult mai literale, mai exacte, mai aproape de textul original. Whereas the society maintains the historic doctrine of the Word of God, Societatea Biblică din Londra sprijină punctul de vedere istoric despre păstrarea Sfintelor Scripturi. And our desire is to restore the true Word of God throughout the world. Și dorința noastră este să aducem cuvântul lui Dumnezeu într-o formă cât mai fidelă și să-l prezentăm în felul acesta lumii întregi. If we could, in the over 7,000 languages that are in need of the Word of God. Dacă am putea, noi am vrea să traducem Sfânta Scriptură în toate cele 7,000 de limbi ale Pământului care încă ni se spun că
au nevoie de o traducere a Sfintelor Scripturi. We come to this very point. Ajungem la acest punct important. God has spoken. Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvântul Lui. We have in our hands the word of God in translation. Și în mâna noastră noi ținem cuvântul lui Dumnezeu care a fost tradus. The Bible emanates not from man, but from God. Biblia nu vine din mintea omului, nu emană de la om, ci vine de la Dumnezeu. We have the Bible itself declaring that God spoke. Biblia însăși ne spune că Dumnezeu a vorbit. God spoke in words. Dumnezeu a vorbit în sau prin cuvinte. And we know that for the most part these were in Hebrew and Greek words. Și știm că în mare parte cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu au fost rostite în limba ebraică și în limba greacă. Cu puțină aramaică. Now God is He who is infinitely high and holy. Dumnezeu este Cel care este infinit și este sfânt. We call the Bible the Holy Bible. Și Scriptura o numim Sfânta Scriptură. And as our God is the holy, holy, holy Lord God. Și Dumnezeu este Dumnezeul nostru care este Sfânt, Sfânt, Sfânt Dumnezeu. So we may say that this is the holy, holy, holy Word of God. Și din cauza aceasta putem spune astăzi că acest cuvânt este cuvântul sfânt sau de trei ori sfânt. From the very beginning of the book of Genesis. De la începutul cărții Geneza, right through to the end of the book of Revelation. Până la sfârșitul cărții Apocalipsa. We have the verbal inspired word of God. Avem cuvântul inspirat în mod verbal al lui Dumnezeu. And what is the value of inspiration without preservation? Care este valoarea inspirației dacă n-am putea vorbi și despre păstrarea cuvântului în mod divin? Can there be room for a footnote or a question being asked about the veracity of certain words and verses in your Bible? Mai putem atunci supune întrebări anumite cuvinte când știm că cuvântul lui Dumnezeu este inspirat? Mai putem supune întrebări diferite cuvinte sau expresii din Sfânta Scriptură? No. We say we must take the whole of the Word of God as being the Word of God. Noi susținem că Scriptura trebuie acceptată de noi toți drept cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Who is man? Who are you and I to say this word or this verse or this clause should not be in the Bible? Cine sunt eu sau cine ești dumneata ca să spunem că cutare sau cutare cuvânt n-ar trebui să existe în Sfânta Scriptură? Our forefathers, the reformers, the Puritans, the great evangelical missionaries. Părinții noștri, înaintașii noștri, reformatorii, mari evangeliști. They trembled at the word of God. Toți s-au prăbușit și au tremurat înaintea cuvântului lui Dumnezeu. They did not question the word of God, they received the word of God. N-au îndrăznit să supună întrebării sau criticii cuvântului lui Dumnezeu, ci l-au primit cu toată bucuria. They had the fear of God. S-au temut de Dumnezeu. And that brought them to respect the entirety of Holy Scripture. Și acest lucru i-a făcut, i-a determinat să aibă respect față de tot cuvântul lui Dumnezeu. Now the society today follows the same principles wherever we work. Societatea biblică trinitariană din Londra are la baza lucrărilor ei aceste principii. We want to bring the great principles of the Reformation to play in our own day. Vrem ca principiile care au stat la baza marilor reformatori să fie principii care să ne călăuzească și pe noi astăzi. We want men and women who fear God to be engaged in our translation projects. Vrem ca în toate proiectele noastre să fie implicați bărbați și femei care se tem de Dumnezeu și au respect față de cuvântul lui. Men who are and women who are academically qualified, certainly. Bărbați și femei care au calificări academice, bineînțeles. But the greater qualification is that they fear God and tremble at His word. Dar cea mai mare calificare pe care o poate avea cineva este să se teamă de Dumnezeu și să aibă
să aibă un respect reverențios față de Dumnezeu. And their desire is that God may be glorified in the work that they are undertaking. Și dorința lor să fie ca Dumnezeu să capete slava prin tot ceea ce fac. And that their prayer may be that the Lord's great blessing may be upon His word when it is published. Și dorința lor să fie ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceea după ce este publicată. We are working in about 40 different translation projects. Ca societate biblică avem în momentul actual vreo 40 de proiecte de traducere. A number of them are drawing near to completion and publication. Câteva dintre ele se apropie de punctul când vor fi publicate. Others are at an early stage. Alte lucrări, alte proiecte sunt chiar la început. But the need throughout the world is very great. Dar nevoia de cuvântul lui Dumnezeu în lumea întreagă este încă foarte mare. All that we undertake. Și tot ceea ce dorim noi să facem is not to please man. Nu este să facem ceva care să fie pe placul omului. It is to honor God. Ci este să îl cinstească pe Dumnezeu. When we undertook the beginning of this project, când am luat în considerare proiectul acesta, it was wholly in faith. A fost o acțiune pe care am făcut-o în credință sau prin credință. There were very few people who understand and understood the principle. Existau pe vremea aceea foarte puțini oameni care înțelegeau toate aceste principii despre care v-am vorbit. But we saw it as a project that was necessary. Dar am recunoscut nevoia acestui proiect. And thus, in the fear of God, with much prayer, we commenced the work. Și de aceea, cu teamă de Dumnezeu și după ce ne-am rugat mult, am început să lucrăm la această traducere. And today, with much praise and thanksgiving to Almighty God, we are here gathered. Și astăzi, cu mulțumire față de Dumnezeu și cu laudă la adresa numelui Lui, suntem cu toți aici. To officially launch this Bible. Ca să lansăm această nouă traducere în mod oficial. It has been produced in the fear of God. Am lucrat la ea cu teama de Dumnezeu. It has been sent out in the fear of God. Și o răspândim în același fel, temându-ne de Dumnezeu. The Lord has said that His word shall not return to Him void. Și Domnul ne-a promis, Dumnezeu ne promite că cuvântul Lui nu se va întoarce niciodată fără rău. The word that goes forth from His mouth shall not return void, but it shall accomplish that which He pleases and prosper in the thing whereto He has sent it. Cuvântul care este răspândit, cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce niciodată fără rod, ci va aduce rod pentru gloria lui Dumnezeu. And our only desire. Și singura noastră dorință is the praise and honor of our God. Este the circulation of His holy word. Este să-L slăvim, să-L glorificăm pe Dumnezeu și să-L onorăm pe El prin distribuirea de Sfânta Scriptură. Thank you. Vă mulțumesc. Aș vrea să continuăm acum cu cea de-a doua prezentare pe care o voi avea eu și aș vrea să vă povestesc, să vă spun cum a debutat acest proiect. Fratele Paul Roland deja a atins acest aspect și aș dori să preiau ideea dânsului și să spun că ideea de a produce o nouă traducere a Bibliei în limba română s-a născut în planul editorial al Societății Biblice Trinitariene din Londra cu foarte mulți ani în urmă. Ea a fost discutată cu lideri ai bisericilor evanghelice din România încă înainte de 1989 și toți au fost de acord în vremea aceea că ar fi nevoie de anumite schimbări care să aducă textului o serie de îmbunătățiri de natură lingvistică și teologică. Ca urmare a acestor concluzii, Societatea Biblică Trinitariană a început să lucreze la această traducere puțin înainte de 1989, după care lucrurile s-au oprit. Eu am ajuns să studiez la Seminarul Teologic din Londra în anul 1991 și la un an după ce am început studiile la acest seminar, am fost invitat să mă alătur echipei editoriale a Societății Biblice.
Prima și a doua ediție a Bibliei, probabil că vă amintiți că au fost publicate, au fost tipărite în anul 2001-2003. După epuizarea acelui stoc în 2006, Societatea Biblică a luat decizia să facă verificări și mai amănunțite și mai aprofundate. Am fost din nou invitat să mă implic în cea de-a treia revizuire și să coordonez întregul proiect. Dar de data aceasta, mie și echipei din Londra, ni s-a alăturat o altă echipă editorială din Australia, a cărei scop era să verifice conformarea revizuirii și traducerii noastre la textele originale. Sigur că cei din Australia veneau cu tot felul de sugestii, cu traduceri și toate acestea erau adunate la un loc, analizate și apoi procesate. Redactarea lingvistică a acestor ediții a fost făcută de doi redactori a editurii noastre, profesoara Florica Tot și Laura Popescu, și corectura și alte verificări au fost făcute de Lidia Moga și mulți alți corectori independenți aduși în acest proiect. Aș vrea să vă ofer contextul istoric evanghelic al Bibliei în România. După cum bine știți, în România, creștinismul evanghelic s-a dezvoltat de-a lungul a unui secol și jumătate în contextul ortodoxiei răsăritene, care a modelat întreaga viață și credință a acestei națiuni. Începând cu anul 1921, evanghelicii din România au început să folosească Biblia în versiunea lui Dumitru Cornilescu. Între Biblia tradusă de Cornilescu în 1921 și prima traducere a întregii Biblii din 1688 de la București, au mai existat alte câteva traduceri. Biblia de la Blaj din 1795, care a conținut și scrierile apocrife, Biblia de la Buzău, care a fost o revizuire a Bibliei de la București, și Biblia de la Sibiu, care a fost tipărită cu caractere mari. Dar cea mai răspândită Biblie în limba română, până în anul 1921, a fost Sfânta Scriptură tipărită la Iași în 1874, cunoscută și sub numele de traducerea lui Nițulescu sau Biblia de la Iași. Această traducere, în care n-au fost incluse și scrierile apocrife, a aranjat textul biblic pe două coloane, trimiterile au fost puse în subsolul paginii, a avut o terminologie bazată pe vocabularul latin, iar ordinea cuvintelor, și acest lucru este important, în propoziție și frază, a fost mult mai aproape de folosirea principiului echivalenței formale în traducere despre care vă vorbea fratele Paul Roland. Pe parcursul a numai 50 de ani, limbajul și ortografia acestei Biblii au devenit prea învechite pentru a mai putea fi folosite chiar și după standardele anului 1921. În momentul când s-a decis că Biblia de la Iași și-a pierdut expresivitatea în limba română, prințesa Ralu Kalimachi l-a angajat pe Dumitru Cornilescu să realizeze o nouă traducere în limba română modernă pentru acele vremuri. Traducerea finalizată lui Cornilescu, finalizată în anul 1921, a fost tipărită de British and Foreign Bible Society și a început să fie folosită de toți evanghelicii
din România. Acum, întrucât Dumitru Cornilescu fusese modelat de gândirea Bisericii Ortodoxe, traducerea sa a folosit cu preponderență termeni slavoni față de Biblia de la Iași, derivați din tradiția Bisericii Ortodoxe. De asemenea, ea conține și un număr de variante bazate pe textul critic grecesc și folosește abundent principiul echivalenței dinamice. Pe parcursul acestei lucrări pe care am făcut-o cu cei de la Societatea Biblică Trinitariană din Londra, s-a consultat îndeaproape Biblia de la ea și Biblia lui Dumitru Cornilescu. Dar din cauza că Biblia lui Dumitru Cornilescu conține un număr de variante bazate pe textul critic grecesc și folosește abundent principiul echivalenței dinamice, din cauza aceasta, Societatea Biblică Trinitariană a considerat ca fiind oportună decizia de a face o nouă traducere și revizuire a textului biblic, iar la baza traducerii Noului Testament să stea de data aceasta textul grecesc textus receptus, mai numit și textul tradițional sau textul bizantin și textul masoretic ebraic pentru Vechiul Testament. Vreau să fac câteva precizări legate de textul grecesc folosit de Societatea Biblică pentru traducerea Noului Testament. Pentru Noul Testament, așa cum ați auzit de la fratele Paul Roland, Societatea Biblică Trinitariană folosește textul tradițional, mai numit și textul bizantin sau textul majoritar. Toate aceste denumiri se referă la același tip de text. Textul tradițional este forma textului grecesc găsit în cel mai mare număr de manuscrise grecești. Peste 5.000 de manuscrise grecești au supraviețuit până în ziua de azi și sprijină ceea ce se numește tradiția bizantină textuală. Tradiția bizantină deoarece provenea de pe tot cuprinsul lumii grecești de la vremea aceea. Cea mai bună reprezentare tipărită a acestui tip de text bizantin este textus receptus, sau, în traducere, textul primit. Textus receptus, despre care va vorbi și fratele Paul Roland, a fost alcătuit de către mulți editori încă din prima parte a anilor 1500. Sunt ediții care provin de la editori textuali precum Desiderius Erasmus în 1536 sau Robertus Stephanus în 1550. Sau Teodore Beza în 1565, Elzevir în 1633 și Frederick Scrivener în 1891. Noi am lucrat cu ediția lui Frederick Scrivener. Aceste ediții diferă sensibil între ele, dar sunt aceleași text de bază. Acum, textus receptus a fost textul în limba greacă pe care l-a folosit și Luther când a tradus în 1522 Biblia în limba germană. A fost textul care l-a folosit și Tyndale în 1525 când a tradus Biblia în limba engleză și apoi toți traducătorii versiunii autorizate sau King James, după cum o mai cunoaștem, în limba engleză în 1611 și după ei alți traducători care vin din această tradiție a reformei. Vreau să precizez că acest text bizantin a fost folosit și de Biserica Ortodoxă pentru traducerea Noului Testament. În timpul secolelor al XIX-lea și al XX-lea a ajuns în prim plan, după cum ați auzit, o altă formă a Noului Testament în greacă și a început să fie utilizat pentru majoritatea traducerilor moderne ale Noului Testament.
Acest text critic, așa cum mai este el numit, TC, textul critic, diferă considerabil de textul tradițional prin faptul că omite multe cuvinte, versete și pasaje care se găsesc în textul tradițional și în traducerile bazate pe acest text. De exemplu, textul critic derivă dintr-un număr restrâns față de celălalt text, despre care vă spuneam, textul tradițional însumează cam mai mult de 5.000 de exemple de manuscrise. Textul critic derivă dintr-un număr restrâns de manuscrise grecești, începând cu secolul al IV-lea. El are la bază două manuscrise din secolul al IV-lea. Manuscrisul de la Sinai și manuscrisul de la Vatican. Manuscrisul, versiunile moderne în limba română, care au apărut până acum, sunt bazate pe acest text și veți observa că sunt multe locuri în aceste versiuni care omit unele cuvinte sau versete, sau dacă nu le omit, le pun în paranteză, lăsând să se înțeleagă că ele n-ar trebui, acele expresii, cuvinte sau chiar versete, n-ar trebui să se găsească acolo, pentru că nu se găsesc în textul critic. Ca exemplu ilustrativ, vă dau Marcu 16, de la 9 la 20. Tot acel fragment îl veți găsi în versiunile moderne din limba engleză lipsă sau în versiunile moderne din limba română pus în paranteze. Manuscrisul de la Vatican omite 2877 de cuvinte doar în Evanghelii, numai în Evanghelii. Și manuscrisul de la Sinai omite 3455 de cuvinte, tot așa, numai în Evanghelii. Aceste omisiuni afectează doctrine fundamentale ale Sfintelor Scripturi, precum nașterea, divinitatea și lucrarea lui Iisus Hristos. Și vreau să vă dau câteva exemple de astfel de omisiuni. În primul rând, avem versete omise în întregime din versiunile Bibliei care sunt bazate pe textul critic sau si ele sunt puse în versiunile noastre moderne în paranteză pentru a se înțelege că n-ar trebui să existe în acel loc. Și acestea sunt versetele care lipsesc cu desăvârșire din versiunile moderne, mai ales în limba engleză, sau sunt puse la noi în paranteză. Avem apoi omisiuni parțiale din versete sau sunt puse câteodată ca notă de subsol și aceste omisiuni slăbesc doctrine cheie ale Bibliei. Un exemplu îl avem pe cel din 1 Ioan 5, de la 7 la 8, care slăbește doctrina despre Sfânta Treimă. Și vă dau aici traducerea pe care o găsiți într-o traducere modernă acestui text, căci trei sunt cei ce depun mărturie, Duhul, apa și sângele, iar cei trei sunt una în mărturisirea lor. Cornilescu observă omisiunea din textul critic, dar alege să pună acele cuvinte care lipsesc din textul critic, pentru că le găsește în textul tradițional, dar le pune în paranteză și spune că trei sunt cei care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia, trei, una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, cuvinte care nu există în textul critic, Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Traducerea noastră a scos pur și simplu parantezele și a tradus aceste două versete exact așa cum se regăsesc în textul tradițional. Vă dau un alt exemplu de omisiune în textul critic a unei referiri cheie la sângele lui Hristos în Coloseni 1:14. Aceeași traducere modernă, existentă deja în limba română, face această traducere scoțând afară expresia prin sângele lui, în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Cornilescu face traducerea în care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Iar în Biblia noastră, în traducerea noastră, avem exact ca și Cornilescu, păstrând
expresia prin sângele Lui. Așadar, societatea biblică trinitariană, în momentul când a preluat acest proiect și s-a hotărât să-l pună în aplicare, a urmărit două obiective de bază. Și aici vreau să vă explic pe curt, în câteva minute, ce am căutat să facem. Obiectivele noastre au fost două, fundamentale. O traducere bună a Bibliei trebuie să comunice ușor, fluent, melodic și simplu adevărurile Scripturii. Și aici intervine partea de lingvistică, partea de stil a limbii române. În al doilea rând, în același timp, o traducere, pentru că este o traducere a Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fie cât mai exactă, cât mai fidelă textelor originale. Acuratețea traducerii textului este importantă atât pentru o lectură ușoară, cât și pentru un studiu biblic serios și responsabil. Prin această traducere s-a mai urmărit îndeplinirea altor câteva obiective. Am verificat detaliat și în profunzime textul biblic. Am căutat să nu folosim în traducere principiul echivalenței dinamice. Și vreau să vă dau un exemplu de traducere dinamică din Cornilescu, ca să vă înțeleg ce înseamnă principiul echivalenței dinamice. Am luat exemplul din 2 Cronici 25 cu 8. Cornilescu spune, dacă mergi cu ei, și aici apare traducerea dinamică, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Uitându-ne la textul ebraic și aplicând principiul echivalenței formale, deci cât mai aproape de textul original, traducerea a reieșit în felul acesta. Dacă vrei să mergi, fă-o. Deci toată acea propoziție trebuia tradusă printr-un singur cuvânt, din care jumătate din ele, observați că este înclinat, cursiv, pentru că există numai verbul acolo, fă. Dacă vrei să mergi, du-te, fă-o. Întărește-te pentru luptă, dar să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea dușmanului. Un alt exemplu de traducere dinamică, luat din Cornilescu, este acesta din 2 Cronici 28:20. Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Tot ceea ce vedeți în albastru este traducere dinamică, liberă. Textul original este mult mai simplu și mult mai scurt. Și noi am tradus în felul acesta. Și Tilgat-Pilneser, regele Asiriei, a venit la el și l-a strâmtorat, adică l-a încurcat, l-a... Uitați-vă la cuvântul strâmtorat și veți obține o sumedenie de nuanțe pentru interpretarea acestui text. Dar observați că traducerea formală, folosind echivalența formală, este mult mai exactă, mult mai focusată asupra unui anumit aspect. Deci Tilgat-Pilneser, regele Asiriei, a venit la el și l-a strâmtorat în loc să îl ajute. Aceasta ca exemplu de traducere dinamică, am avut sigur alte scopuri pe care le-am urmărit, și anume s-a lucrat sistematic pentru a identifica toți termenii care trebuiau marcați prin caractere italice, adică scriere cursivă. Acești termeni nu apar în limba originală, dar ei sunt necesari în limba română pentru claritate și pentru ușurătatea de a înțelege versetul respectiv. Am schimbat apoi, atât cât a fost posibil, vocabularul biblic care este dominat de cuvinte slavone și alte cuvinte împrumutate. Veți observa că în Cornilescu există foarte multe cuvinte împrumutate din limba turcă, maghiară și bulgară, și l-am înlocuit cu un vocabular de origine latină. Textul a fost apoi
adus în conformitate cu normele actuale ale limbii române, veți observa că s-au îndepărtat ghilimelele din text, ele nefăcând parte din textul original, s-a considerat că textul poate fi citit la fel de ușor și fără ele. În concluzie, limbajul folosit în Biblia TBS nu s-a îndepărtat prea mult de limbajul tradițional cunoscut și folosit de evanghelici. Și totuși veți observa că este un limbaj modern și distinct de ceea ce găsiți în Cornilescu. Ne-a fost foarte greu să decidem cât să ne îndepărtăm de acest vocabular și cât să reținem. De exemplu, cuvântul Duh este cuvânt de origine slavonă, dar el s-a întipărit deja atât de mult în mentalul evanghelicilor din România, încât este foarte greu să treci pe cuvântul de origine latină Spirit, Spiritul Sfânt. Și într-o broșură de aici există o serie, sau urmează să o tipărim, o serie de multe alte cuvinte. Tălmăcit este de origine maghiară. Pildă este de origine maghiară. Am locuit cu parabolă. Deci toate aceste cuvinte și sunt multe alte cuvinte. Ce credem că am obținut așadar prin această lucrare? Credem că am obținut o traducere fidelă a textelor originale. Credem că am obținut o traducere adaptată actualelor norme lingvistice ale limbii române și credem că am obținut o traducere bazată pe principiul echivalenței formale. Credem apoi că am obținut un text care ține seama deopotrivă de stilistica limbii și precizia teologică. Și credem că am obținut un text potrivit pentru studiul biblic sau lectura personală și bisericească. Suntem încredințați că versiunea pe care vă prezentăm astăzi aici reprezintă o traducere a Bibliei care urmează principiul echivalenței formale în traducere, dar totodată posedă și acea expresivitate lingvistică menită a-i conferi cititorului plăcerea și ușurința de a citi Biblia într-o limbă modernă și cursivă. În același timp, este o Biblie, credem noi, care va ușura foarte mult studierea Sfintelor Scripturi, exegeza pe text și interpretarea textului, deoarece ea se dorește a fi o traducere exactă a textelor originale. Și aveți câteva alte particularități pe care le veți observa. Cuvântul, numele Sfânt Yahweh, a fost scris cu majuscule Domnul. Numerotarea și aranjarea modernă a referințelor o puteți observa sub fiecare verset, la subsolul fiecărui verset. Scrierea înclinată, despre care v-am vorbit deja. Și toate celelalte lucruri pe care le-am trecut acolo. În final, aș vrea să vă prezint sarcina pe care a avut-o fiecare echipă editorială. Echipa editorială din România, acolo eu am fost responsabil să fac traducerea, revizuirea și coordonarea întregului proiect. Am analizat, am centralizat și am procesat rezultatele muncii editoriale ale celorlalte două echipe din Londra și din Australia. Editarea lingvistică și corectura și alte verificări au fost făcute de specialiștii editurii noastre. Principalele obiective ale acestei echipe din Oradea, din România, au fost să facă traducerea și revizuirea textului, să urmărească acuratețea față de textele originale, să editeze textul lingvistic, să aplice principiul consecvenței în întrebuințarea unor cuvinte și expresii noi, și să stabilească un echilibru între vocabularul nou și cel vechi. Echipa de verificare din Australia, coordonată de fratele pastor Ilie Martinovici și de Dr. Greg Fox, au avut responsabilitatea să ne verifice pe noi și să vină cu corecturi, cu sugestii, cu analize pe ceea ce am făcut noi, care urmau apoi să fie discutate în celelalte două echipe editoriale din Londra și din Oradea și împreună cu cei din Australia.
Dar sarcina lor a fost să se asigure că ceea ce am făcut este conform textului grecesc al lui Scribner, ediția lui Frederick Scribner, 1891, și să se asigure că orice versiune a textului critic este îndepărtată din noua traducere. Eforturile acestei echipe s-au concentrat în primul rând pe necesitatea de a se asigura că această traducere este conformă cu textul grecesc, textul receptus și textul masoretic ebraic. Atunci când au existat aspecte mai tehnice și academice și textuale ale revizuirii, aceste aspecte, aceste probleme au revenit în sarcina doctorului Larry Brigden. Dr. Brigden a jucat rolul, tot din Australia, de arbitru final pentru toate aspectele tehnice legate de revizuire și conformarea textului la limbile originale. Și colectivul editorial din Londra, Societatea Biblică Trinitariană din Londra, a coordonat și a supravegheat bunul mers al traducerii și revizuirii și a adus contribuția la rezolvarea problemelor de natură teologică și textuală care au fost prezentate în sute de rapoarte de către echipa din România și Australia. Și Societatea Biblică Trinitariană a făcut o serie de verificări amănunțite pentru a se asigura că lucrarea se va conforma standardelor și principiilor susținute de către Societatea Biblică. În final, îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru că am avut acest har de a putea lucra la un proiect de o asemenea învergură. Ne rugăm ca efortul nostru pe care l-am depus cu toții să fie pentru gloria lui Dumnezeu și pentru mântuirea multora. Doresc să vă mulțumesc pentru acest timp.